Veni și îți mulțumesc din nou că ești aici în studio. Eu îți mulțumesc, Horia, în primul rând, bună ziua tuturor. Eu îți mulțumesc pentru invitație și mă bucur că sunt în premieră la lansarea acestei emisiuni speciale și sunt sigur că va fi una extrem de apreciată și pe termen lung. Știm că tu ai mai făcut astfel de lucruri în trecut și le-ai făcut foarte bine și mă bucur că le-ai reluat. Chiar vorbeam și povesteam asta și ți-am da. spus-o și în privat, o spun și public. Mă bucur să fiu alături de voi și toată deschiderea pentru orice fel de subiect poate fi interesant pentru voi și, bineînțeles, pentru următorii Normal. 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 Te previn, nu o să fie o emisiune ușoară. Adică nu -o, o să fie doar întrebări comode O să, o să fie și multe întrebări uh, incomode La care știi cum e. mai bine lucidăm orice tu, fel de exact, mister rămas. Exact, iar tu ești un tip curajos Dovadă că la o vârstă tânără ai acceptat să iei Pentru că lumea uită, mulți au refuzat-o Până să se ajungă la tine Dar discutăm Avem, Ajungem tot, și avem tot timpul să discutăm uh, Hai să vorbim puțin de echipa națională De campania care, care începe Chiar crezi că poți să te califici? De ce te întreb? În ciuda ceea ce spune lumea, mie nu mi se pare o grupă chiar at atât de simplă. Mie mi se pare în continuare o grupă complicată, evident. N-ai Spania, n-ai Italia, etc., n Germania. De acord. Însă, mie la Elveția, mie Israelul mi se pare o echipă foarte bună. Eu cred că uh, oricând Kosovo sau Belarusul pot, pot să fie niște uh, pietricele în pantof, te-am văzut foarte, uh, cum să spun, crezător. Da, putem merge, ne calificăm cam asta e. Chiar crezi așa că... Ori am fost la tragere în Germania. Dacă prindeam doi balauri între ghilimele în grupă, eram realmente... Pa! Turiști. Da. Sigur că dădeam totul. Dar realist vorbind, era foarte, foarte greu. Datorită momentului în care noi trecem în mod special, că în rest, surprize s-au întâmplat. Italia a fost lăsată acasă, recent, nu? Pentru turneul final de mondial. Uh, Normal că sunt optimist, că totuși avem o șansă și depindem de noi. Da, toată lumea recunoaște că Elveția este favorită, Elveția este. nu lipsește de la niciun turneu final. Sunt acolo prezenți. Uite-te la ce cluburi joacă și joacă. Jucătorii Elveției. E foarte bună. Asta Domnul nu vă înseamnă rea, că Elveția este și... echipă clar peste noi. Și spun de acum este... că abordarea cu echipa și cu jucătorii, a mea personal, din punct de vedere la felul cum ne planificăm lucrurile, cum ne organizăm, mental, emoțional va fi pentru primul loc. Să ne ducem pentru primul loc, să atacăm primul loc. Dacă ne propunem să mergem la ciupel, nu avem nicio șansă. Uh, dar suntem realiști. Elveția are un alt statut. Clar. Este la un alt nivel în momentul de față. Asta clar. nu îi garantează cu nimic primul loc. O spun că ne batem trei echipe pentru un loc în cazul în care Elveția va confirma Care sunt cele trei echipe Și locul? va câștiga grupa? Am înțeles, da, e clar. Israel România și Kosovo, ne batem pentru. Sensibil legal toți trei? Sensibil egal, cu un plus pentru Israel de nivel și experiență individuală, la nivel european, mai devreme vorbeam de Maccabi. A bătut Juventus 2-0 fără drept de apel, am văzut jocul. M-am uitat special la jocul eu ăsta. Am eu am îngrozit. Șase a... Eu m-am îngrozit, când am văzut cum joacă Maccabi. Oria, șase internațional. Eu de asta îți spun. Bun. Eu de asta spun, sfatul meu este să fii puțin mai ponderat. Eu ți-am văzut declarațiile la cal. Eu când am văzut cum joacă Maccabi cu la Juventus. Ce mă, la ce... scuza -mă, eu când am văzut cum joacă Maccabi cu Juventus, eu puțin am rămas așa. Nu mă așteptam să fie nivelul Eu mă așteptam ca. pentru că am simțit și nu am avut una mică, recent. Eu știu, dar parcă mi, par mi se par pe un trend ascendent. E așa deci, mi se par. grupul de jucători din competiția internă joacă în Cupe Europene, joacă în Champions League, câștigă puncte până în Champions League. Grupul din exterior joacă în campionate foarte puternice. Anglia, Germania și joacă majoritatea. Aia e problema și mai mare că joacă la nivelul ăla. Adică, nu sunt rezerve sau sunt soluții, sunt variante. Și atunci nu avem cum să scoatem din ecuație pe Israel sub nicio formă. Din păcate, nu. momentul eu de față, analizați așa ne sunt superiori. O echipă superioară? nouă, analizați la prima vedere. Da. ei, ei au, au jucători de Champions League, eu îmi doresc să facem o echipă de Champions League și nu un clișeu. Noi cu exprimarea echipei și încet încet să ne creștem și noi nivelul și consider fără reținere, că și noi avem jucători talentați, valoși, care pot face diferența și pot câștiga jocul, Dar trebuie să o și demonstreze ei, trebuie să demonstreze încrederea mea că este obiectivă și nu subiectivă în ei. Mă întorc, merg mai departe, Kosovo. Ai văzut jocul CFR-ului din Kosovo? 1-1, au egalat în. Nu, mint, nu l-am văzut. 1-1, CFR-ul a egalat pe final de joc. Da? Kosovo are care joacă în Serie A, Kosovo are jucători la nivel foarte bun, Kosovo are care joacă. Și atunci, da, nu avem cum să ne mințim singuri, să spunem că suntem superiori, când realitatea momentului arată, din păcate, trist pentru noi. Dar, la fel, cred că putem să ne impunem în fața Kosovo și avem șansa noastră ca să o facem. Dacă întâlneam Franța, Spania, nu știu, alte echipe care, care efectiv pleacă cu șanse clar de favorită și care în cele mai multe momente îți dă foarte puține șanse, atunci cu siguranță că era mult mai rezervat. Dar atâta timp cât depindem de noi, cât avem șansa noastră, trebuie să ne luăm cu ei de gât, să ne și batem, tu, să ne luptăm și, și, și să. strategia o vei face pentru locul 1, să fie clar? Nu, uh, nu, nu, nu. nu ADN-ul nostru, că ne mulțumim cu 2-2 la, dacă antrepec, la Bruxelles în minutul 80. Dacă mergem, nu, dar nu vreau să fac, ar fi incorect să nu, fac paralele cu Bruxelles. Nu, că nu e o cu... tăcioasă. Uh. nu, bine, ori, nu, nu pune, pune tu ce echipă vrei. Nu steaua, orice echipă. Nu cu mentalitatea asta, nu? Deci dacă aveam în loc de Elveția... Elveția, probabil că peste Elveția sunt 4-5 echipe maxim. Dacă una dintre acele 4-5, Spanie, Franță, uh, mai putem Germania? Da exemple. Germania, na, fiind gazdă, nu e implicată neapărat, în, adică nu e implicată în campanie. Uh, Belgia? Uh, înseamnă automat Elveția, care e o constantă la turnele finale și vedem ce rezultate a avut. Și sunt sigur că și acum vor face o figură frumoasă. Atunci spuneam, domnule, e clar că e foarte greu de accesat primul loc. Dar atâta timp cât noi avem o șansă, și în jocurile în dubla directă cu Elveția, trebuie să ne ducem pentru primul loc. Dacă ne. Focusăm doar pe locul 2, cu siguranță că șansele vor, încă din abordare, vor scădea. Și nu mai vrea să sub nicio formă. Dar nu poate să fie în jucătorilor. Este interzis, s -a, s -a, eu știu că s-a tras la sort, uh, grupa nu s-a tras și clasamentul final. Bun, te Locul 1 ne este accesibil. La îndemână. la îndemână nu, dar este accesibil. Bun. Avem o șansă și atunci nu putem să le scudem, să ne uităm doar după locul 2, că nu rămânem cu nimic. Știu că ești credincios. Crezi și în ajutorul divin. Pe 100. lângă fotbal? 100%. Da? Da, 100%. Da, 100%. Uh, aici aici mai... sunt tot ce spun. Și dacă mai vine un val de critici, acum cred. Pentru mine, Dumnezeu rămâne Dumnezeu și în momentele importante pentru familia mea și pentru mine, i am simțit prezența. Da, dar nu trebuie să vorbești cu frâna de mână. Am ajuns să ne fie rușine că credem în ceva? Tocmai de-aia am vorbit dar nu, atât de -am direct. Înțeles. am înțeles. am vorbit atât fim, de direct. Să ne fie rușine că credem în ceva? Și mă bucur că, în că mai întrebat. E dreptul nostru să credem în ce dorim noi. 100%. 100%. 100% dar te aduci aminte de uh, momentele și experiențele pe care a trecut tatăl meu datorită credinței? Au fost normale? De ce amesteci profesia cu credința că. unui om indiferent sau valorile unui om? Că ținea crucea, că se ruga, că... Câți antenori și moderni și tineri și foarte tineri fac cruce înainte de meci. Bon. Și atunci? De ce? Ieșea din tipar cu ceva sau cu ce și se pregătea meciul mai puțin atent dacă își făcea cruce sau spunea o rugăciune în gândul lui înainte. Deci eu cred 100% și cred că mai devreme sau mai târziu oamenii care încearcă să fie corect, să fie drept, să aibă linia lor, să uh, facă lucrurile într-un mod creștinesc, cum se spune, au o șansă în plus și Dumnezeu îi vede. Te rogi de fiecare dată înainte de meci? Da, 100%. Da? Și în vestiar? Nu sau acasă? Nu, nu, eu lucru intim, înainte privat, să te duci la meci, nu? 100%, la joc focus total pe ce urmează. Uh -huh. Mă rog în fiecare dimineață și mă rog în fiecare înainte, seară. Înainte, înainte să renovezi contractul, înainte să cum să spun să hotărăști să continui. Știu că ai un duhovnic. Dacă nu mă înșem, domnul Vasile Crișean, da, părintele Vasile Crișan, greșesc? Păi știi, pentru că voi aveți are rază mare de acoperire și acoperiți totul exact, și știu, că, exact. ai știu vorbi... că ați ajuns și acolo. Da, ai vorbit e cu E adevărat lui. că ați ajuns și da, acolo? Da, dar o să apară da. un material mare de tot zilele următoare în revista Fanatic. Ai vorbit cu el înainte? Ți-a spus ceva legat de fotbal, de viitorul tău, de echipa națională? Nu, pentru că nu vorbim aici de clarvăzători sau vorbim de Duhovnicul meu care este de foarte mult. Nu, ani bun, te întreb altfel. Și... La ai intrebat... cer... Nu, i-am cerut, i-am spus că am această ofertă, că îmi doresc să merg. Că... Merg cu toată convingerea, mă cunoaște foarte bine, îmi știe capacitatea adică de muncă. Adică vrut, cum... -ai vrut sfatul? Aduc... Nu, i-am vrut binecuvântarea. I-ai vrut binecuvântarea? Sfatul e greu să îmi dea sfat, pentru că nu, nu are știi, legătură bun. cu eu profesie. De ce ai vrut? Bine Binecuvântarea. Și ce ți-a spus? Nu mi-a dat-o. Domnul Vasile Cu Grijal. toată convingerea. Părintele Vasile Cu toată convingerea. Și mi-a spus o vorbă care mi-a spune mereu că are încredere în mine că voi reuși. Pentru că chiar știe, inclusiv e aproape de Cluj locația, mănăstirea unde... Mm. Și mai ales în perioada și ce reu... a fost foarte aproape Că de... vei reuși să te ca la... să de... califici la europene. El asta crede. Duhovnicul crede că ne vom califica la europene. Părerea e... dânsului. Era foarte optimist. Voi am acum ați interacționat mai recent cu... Da. Jucătorii gânsul, naționale da. cred în Dumnezeu? Nu știu, mulți dintre ei sunt sigur că da, pentru că ei mai văd eu, că își fac cruce, că unii... Acum nu, chiar nu e cazul să dăm nume, pentru că la fel face parte din intimitatea Nu, dar nici nu Avem jucători care se pune efectiv în genunchi la o iconiță înainte să iasă pe teren și se roagă pentru protecția divină, la pentru sănătatea lui, pentru... Și la toate echipele de club am avut. Nu, nu, eu mai refer la național automat că fiind jucătorii de la da, clubul și stă... chiar se roagă în vestiar înainte de un meci al naționalei? Nu că a, e să pune și stăl și să roagă, își spune probabil un da, tatăl o nostru, o rugăciune, un tatăl o să nostru. iasă sănătos de pe să avem, nu știu suport divin, eu pot să inhib astfel de lucruri, convingeri de genul ăsta niciodată. Păi nu, mai Vem, ales că tu crezi în așa ceva. În toate vestiarele, tu crezi cu tărie în asta. În toate tu crezi în Dumnezeu cu tărie și în fotbal și în orice segment al vieții, nu? În toate, hai să nu zic toate, dar în majoritatea, dar cred că toate, Dacă să nu fac o greșeală. În majoritatea vestiarilor unde am intrat și unde am activat, am găsit uh, icoană pe perete. Uh -huh. și, și la echipa Suntem națională? Suntem un uh, popor creștin Știu, ortodoc, Și, și la echipa națională asta? La echipa n-ai uh, vestiarul tău, depinde de unde Am joci, înțeles, da, dar uh, a fost întotdeauna și la echipa Foarte și bine. În trecut. Foarte asta. bine și vă felicit! Vorbesc din nou în ceea ce înseamnă fotbalul românesc. Dacă nu ne propunem și acest lucru să ducem lupta asta și din trei în trei zile și să ne obișnuim cu ea, să ne familiarizăm, și, și ca mentalitate și ca pregătirea lor specific, pregătirea, metodică, cum ne recuperăm, cum ne vitaminizăm, cum ne odihnim. Și dacă nu ne propunem ca să putem să ducem o luptă pe mai multe fronturi, muncești practic un an de zile să ajungi în Europa și după aia în Europa te gândești că nu mai poți să ții nivelul și dacă sacrifici Europa pierzi în competiția internă sau invers. Am fost recent la Madrid. Am pus întrebarea asta domnului Ancelotti și a fost pentru mine un privilegiu să mă aflu acolo și în, în alături de dânsul. Și mi-a spus, eu, am mie, întrebat... mă doar atât vreau să spun. Mie mi-ar plăcea, mai înțeles, să fiu o muscă doar și să stau 10 minute pe omorul lui Ancelotti, pentru că eu deci îl consider a... un, nu doar unul dintre cei mai mari antrenori din toate timpurile, nu, ci și unul dintre cei mai buni cunoscători în profunzime psihologic, a fenomenului. Pentru mine a fost o, o perioadă fabuloasă să fiu acolo și poate cu alte ocazii, în alte emisiuni, putem să discutăm și despre perioada asta, pentru că orice putem împărtăși din experiența de acolo și din învățăturile date de acest uh, uh, mare antenor pot fi utile oricui și eu tot timpul am fost deschis în sensul ăsta. Dar l-am abordat și mă întorc din nou, l-am abordat la referitor la acest subiect: cum gestionează Ritmul infernal, doar din 3-3 zile, efectiv. Ei joacă tot sezonul din 3-3 zile. Care e un subiect care arde. Da. Asta e, de uh, fapt, e principalul subiect. Bineînțeles. Și Cine rezistă la acest ritm are șanse să câștige. Răspunsul a fost, păi îi scoatem din ritm dacă nu îi folosim. Da. Sunt obișnuiți cu asta. Cum a fost asta. răspunsul? Asta joacă. Cum da. ținem ritmul am... și cum a fost răspunsul? îi, uh, scot din ritm răspuns. dacă nu îi lasă să joace în felul ăsta. Și jucătorii își doresc să joace în felul ăsta. Și am văzut-o că au fost dezbateri și publice până în Spania, inclusiv la un dat de mesi a fost întrebat, nu mai știu cine era la vremea respectivă anterior, nu știu dacă nu, chiar Guardiola și a spus, pe cum să scot, că îl scot din ritm și el asta își dorește. Trebuie să ne învățăm cu, să gestionăm pregătirea echipei în sensul ăsta, să gestionăm factorul mental, să gestionăm metodica. Dacă nu reușim să schimbăm asta, tot timpul ne vom lovi de aceeași eternă problemă. Trebuie să ne obișnim, pentru că și la echipa națională, joci la 3 zile, la 4 zile, și jucătorii trebuie să fie familiarizați în sensul E o problemă și cred că am intervenit prea puțin aici. sau deloc Uite aici. în a o gestiona. E corect că e aici problema? Uh, să nu mă înțelegi greșit. Afară, sunt foarte atenți la ceea ce înseamnă toate uh, amănuntele astea fizice. Și iau au momente când spun, uh, acum, uh, Realul a jucat un meci teoretic fără obiectiv uh, în Champions League, pentru că era matematic uh, nu știu dacă nu era chiar calificat în matematic da, sau cu șanse de 99%. Și tot a folosit 7-8 jucători. Au considerat că Benzema, având după accentare și l-a amenajat, încă un jucător. Adică sunt și excepții, da, de la regulă. În sensul în care, ok, el vine după o perioadă mai încărcată, el în mod special a gestionat, are simțit mai prost ultima perioadă sau antramentele, hai să-l menajăm Da. Dar nu o rotație din asta masivă de 7-8 jucători, de la un joc la altul. Da. Să învățăm de la cei mari Trebuie să învățăm, trebuie să căutăm și noi soluțiile noastre. Nu este până la urmă o rețetă în sensul ăsta, că altfel toți i-am dat copy-paste. La mine, la nivel de echipă națională, este mai greu să gestionez. Îmi vin cu 3-4 zile înainte da, și cum, cum, cum îi primesc, așa încerc da, să. Știi cum e? Nu te Integrez nimeni să 100%, dar, dar eu până acum un an de zile am fost la echipe de club 12 da. ani de zile. Și de am acord. pus mult accent Știu, dar o să vină lumea și o să spună pe bună dreptate Domnul selecționer, nu te-a obligat nimeni asta Nimeni cu pistolul la tâmplă Știai Eu ce nu știu așteaptă. cât o să fiu la like, național. națională Observația mea nu este doar pentru perioada mea vorbești Este am... pentru fotbalul românesc Și discuț. pentru fotbalistul da. român Eu trebuie să vin cu propunerea asta Dar tu nu asta. poți să o invoci asta 100% că nu S-a în întâmplat dinainte să răsemnezi Știi că răsemnez, de selecționer nu are nicio legătură cu meseria de antrenor Înțelege-mă eu nu vorbesc cu subiectivism, acum vorbesc cu vorbesc cu obiectiv. Dar vreau să nu se înțeleagă din... că îți găsești o scuză. Eu vreau să facem. Păi eram spun. conștient de programul echipei naționale. Ai semnat. 100%. Ai semnat. Asta are mă, legătură ai dat cu, pixul. cu viitorul nostru, are da. legătură cu jocul. Dar asta nu se va schimba. De aseară. Tot 11 pe zi o să ai la dispoziție pentru 4 meciuri. Nu se va schimba. Dar, dar este mult mai bine pentru toată lumea când, la nivel de cluburi, noi facem rezultate pentru că putem gestiona jocuri 3 -3 da, de 3-3 zile și automat și pentru echipa națională. Bun, am să spun o întrebare. Nu vrei să te hidratezi înainte să spun Te rog, o tu pune punem întrebarea nu, mai și... bine hidratează-te întâi, că o, te rog, întrebare grea. Mă hidratez în paralel sau mă hidratez da. dacă încerc să-mi câștig puțin timp ca ah, să-ți găsesc înțeles, răspuns. Am înțeles, am înțeles. Uh, spunem ce -a spus, uh, Vladimir, da? spune ce ți-a spus Ancelotti la Dimir, da? Spune-mi, te rog, că dacă nu o să spun eu. Ce ți-a spus Ancelotti, da? Când te-a întrebat, vrei să te califici la mondiale, nu? Nu, m-a întrebat care e obiectivul. Da, care e obiectivul, da? Și am spus cum care e obiectivul, să ne calificăm la european. Și ce ți-a zis Ancelotti? El era destul de familiarizat cu lotul nostru și cu jucătorii și s-a uitat așa, destul de, nu știu, mirat, în sensul în care, da, dar știi că m-a luat, n-a vrut să mă facă să mă simt prost. Nu, zi, sau... zi ce ți-a zis uh, Ancelotti. Că vorbim de Ancelotti. Spun, a fost foarte diplomat și a spus, da, aveți foarte mulți jucători care joacă în serie B, în ligile inferioare, majoritatea jucătorilor expansionale sunt din străinătate și ei nu au experiență internațională. Din, din ligile din serie B. Da, și recunosc oria că m-a durut. M-a durut observația asta. M-a durut. Dar discuțiile mele cu jucătorii sunt constante și în perioada acțiunilor, da, și în deci perioada... Mare atenție, și... Ancelotti ți-a spus. Și... Domnule Diordănescu, ești un băiat entuziast dar vezi că e greu să te califici la mondiale cu jucători de serie B, nu? Ca asta ți-a spus. Da, dar la fel, când am dat cu PiXul, am știut că suntem anile. Nu, de acord, anile. dar o cum cum ți s-a părut. Te-a te durut? Te-a da, deranjat? nu, m-a durut. M-a durut, nu deranjat. M-a da. durut pentru că eu mă mândresc cu situația mea, cu rolul meu, cu poziția mea. Asta vine din familie. Vine și din educație, vine și din experiența trecutului. Dar în același timp, jucătorii care lucrez îmi sunt dragi, îmi sunt aproape. Am un defect și le-am spus-o în față și am spus-o mai pe la toate cu unde am antrenat. Am multe, dar unul dintre ele, la majoritatea lucrez. Ăsta n-am reușit să-i găsesc rezolvă. Care? E, nu e bine pe, ca și antrenor să te atașezi de jucător. Nu e bine. Uh -huh. E bine să încerci să, nu doar să, să ții o distanță, dar în același timp să nu te implici emoțional în ceea ce înseamnă relații personale cu ei. Și eu n-am reușit încă să gestionez foarte bine asta și de cele mai multe ori m-am implicat. Și la fel, din păcate, eu fac și la echipa națională. Mă atașez de ei, de oameni, de uh, obiectivul nostru comun, de munca noastră. Încerc să îi fac să joace, nu pentru mine, pentru echipa națională, dar și pentru ei și pentru grupul nostru, cei care suntem acolo. Reprezintă românii și România. Când uh, primești o astfel de observație, nu-ți cade bine. Dar, în același timp, și spun, sunt obiectiv și am încredere asta și nu o poate nimeni uh, inhiba măcar, că băieții noștri totuși au o vârstă foarte bună și dacă iau convingere și dacă îi schimbă un pic gândirea și dacă cred mai mult și dau mai mult și să luptă mai mult pentru pozițiile lor, își pot ridica nivel. Și vreau să nu mai avem, nu știu, șapte, opt selecționați din secunda sau din uh, serie B și acești jucători în masă, dacă se poate, într-un timp cât, cât, relativ scurt, un an, doi, doi, de zile să fie la nivel de serie A și de ce nu primera. de Satisfăcător răspunsul sau? Uh, nu, corect și satisfăcător. Dar ți-am zis în, în răspunsurile, în întrebările grele, de-abia acum vin. Până acum a fost încălzire, mai înțeles? așa că de-aia ți-am zis hidratează. Uh, Edi, vreau să discutăm pentru că lipsa de transparență de multe ori este acuzată la Federație. Eu am vorbit și cu președintele Federației, cu. Răzvan Burleanu, eu cred că a făcut și foarte multe lucruri bune. Nu o să fiu de acord cu valul ăsta sub nicio formă, că a făcut numai lucruri rele. E de ajuns doar să pomenesc de regula Under, da? care a fost ideea lui Andrei Vochin. Andrei Vochin a venit cu propunerea și a fost îmbrățișată cu mare generozitate de Răzvan Burleanu și deja eu zic că Burleanu și-a, ca să zic așa, și-a bifat cu Brio ambele mandate doar pentru că a băgat regula asta, care înseamnă enorm. Dar mă rog, nu, de nu acord. o să fiu... Nu. Eu nu pot să vin în... Nu fiu subiectiv nu, nu, și, nu, și... Nu, o să zic că lumea după eu aia... Eu un lucru pot să spun, o să că mă bucur. Lumea, o să spună lumea după aia, uite, bă, după ce că perie Ivanoviș vine și Edi să perie, eu, mă, nu vreau Eu singurul lucru care spune este că eu mă bucur de o relație lucru. foarte bună în ceea nu, ce înseamnă comunicare. Pentru mine e foarte importantă comunicare. Nu mă interesează, Pentru nu mă, nu mă interesează asta pe mine, că nu interesează. Eu atât am vrut să subliniez că Răzvan Burleanu, acest președinte tânăr și hulit, doar prin această regulă și și-a meritat mandatul, da? Sau mandatele. Și cu asta am spus tot. Restul, că bineînțeles că se fac greșeli, că nu, bineînțeles, se puteau face mult Acum, mai Acum, dacă mai. facem o paralelă între președintele Federației și selecționerii din ultima perioadă, eu cred că prin natura postului, când ajungi fie președintele Federației, fie selecționer, ești destul de culit. Nu știu, cel puțin asta e senzația nu, mea. Uitându-mă și pe istoric. Ar trebui prin ce a trecut Mirel și prin ce a trecut Cosmin. Ar trebui să, ar trebui să fie iubit. Și... Da jucătorii ar trebui să fie iubiți și înțeleși. Ar trebui să există respect amestecat cu dragoste, nu hate. Bun, și atunci nu îmi permiți hate. și mie o întrebare? Da, te rog. Uh, nu vorbim să de mine, pentru că să fiu subiectiv, clar. Dar vorbesc de ce s-a întâmplat cu Mirel înaintea mea și ce s-a întâmplat cu Cosmin înaintea lui și nu mă mai duc până la daun pentru că e din altă generație, e străin. Nu, nu, vreau, mai ales că eu n-am avut dialog cu domnul Daum, dar cu Cosmin și cu Mirel am avut. Așa. Și știu ce au, cum au resimțit, știu până ce au pătimit. trecut și știu ce au pătimit și până Așa. ce trebuie au trecut. Și, să se prelungește treaba asta. De ce nu primim, cum ai spus tu, cu alt, nu știu, cu alt stil, altă abordare, alt sistem relațional Ceea ce înseamnă uh, Respect, poziția asta am zis eu, Respectul amestecat cu dragoste Cu dragoste de echipă, de țară Nu de altceva 100%. Patriotismul pozitiv 100%, 100%, 100% Dar mi-ar plăcea, mie personal Ca să se discute mai obiectiv Mai profund, mai pe lucruri concrete Mai constructiv Am capacitatea După deja, cum am spus, 12 ani de zile În meseria asta Să îmi um, și critică Nu te-au ajutat rezultatele, Edi? Rezultatele, vorbim de uh, șapte luni de zile. Eu nu m-am născut și nu am apărut ca și antrenor în uh, fotbal acum șapte luni de zile. Am un istoric. Am văzut că și el a fost destul de contestat. Pentru mine vorbesc de cv și vorbesc rezultatele. Nu-mi place să vorbesc despre persoana mea. Dar locurile obiective, uh, uh, Hai să, să spun altfel. Proiectele în care am fost implicat, în majoritatea mea am îndeplinit obiectivele. Și am muncit și am făcut eforturi și am făcut sacrificii și nu mi-a fost ușor. Tu știi parcursul meu și știi în ce Anuncă proiecte știu eu. am de, fost implicat cu probleme publica. majore financiare. Hai să vedem ce s-a întâmplat până la venirea mea la echipa națională. Putem să abordăm și subiectul ăsta despre strategia federației. A fost un comunicat dat de federație acum două zile da. sau trei zile. Cred că mai explicit decât atât eu nu pot Bun. să fiu. Lasă, hai să lăsăm comunicatul. Ce a spus? Că te-am chemat pe tine Bun. Să Care a fost abordarea federației din punct de vedere strategic după ce Mirel a plecat? A contactat o serie de antrenori cu un anumit profil. Da. De acord? Da. Experiență. Da. Clar mai în vârstă ca mine, 15, 20, 25 de ani. Da. Uh, Performanțe, CV-uri bogate, da. unii cu istoric în echipa La echipa națională, da. ca și fost selecționer. da? Cazul și lui Răzvan, cazul și lui uh, Gică, da? lui Dan Petrescu. Parcă și Dan Petrescu a fost, nu la un moment dat sau nu? nu. Uh, domnul Băloni Băloni, de acord, domnul Beloni. Da. Merg mai departe, ca da, să mă înțelegi ideea. Uh, profilul a fost clar și eu cred că a fost corect. Cred că a fost abordarea corectă. Momentul prin care trece și trecea și trece în continuare echipa națională era unul și este unul foarte greu. Bun, ce vrei da? tu să spui? că Ce vin aici? Uh, viz... E nevoie la nivel de echipă națională de experiență. Okay. 100%. Deci eu, din punctul meu de vedere, cred că federația a abordat corect. Nu s-a ajuns la niciun înțelegere cu niciun trei din diverse motive. Unii da. erau sub contract, Au alții n-au dorit. A, a fost Răzvan Lucescu clar, a fost Gica Hagi care a și recunoscut Hagi, că a avut discuții, a fost domnul Beoloni, eu cred că a fost și Dan Petrescu la un moment. A fost, acesta. nu, a fost, dar a fost publică treaba. Bun, așa Bun și ce mai vrei departe. Spui? Ce vrei să spui? Da, cei, da. mai departe Cei, cei uh, antenori abordați, cei cu experiență, cei din valul 1, ca să spun așa, ca și experiență, ca și da. notorietate, ca și istoric. Din diverse motive, obiective, mai puțin obiective, asta voi puteți să analizați, au refuzat. În momentul ăla, Federația a analizat și a venit și a spus, ok, mergem către valul 2, valul mai tânăr. CV-ul meu poate fi analizat în comparație și nu spun să nu fiu înțeles greșit că erau și alte soluții de antenori tineri, dar pot fi, prin comparație, poate fi analizat. Performanțele nu pot fi contestate. Știu că am fost primul dintre acești antenori tineri care am fost abordat. Poate că și faptul că am început foarte devreme, la 29-30 de ani deja eram antenor secund și cu, cum am spus, prezențe la nivel european, cu experiențe la cel mai bun nivel, atât la Steaua, la momentul respectiv, cât și la Vaslui, cu adversari de calibru în cupe europene. Și ulterior, pasul ăsta care l-am făcut eu ca și antrenor principal, începând din Liga 3 Liga 2-a, o experiență în Bulgaria la TSK Sofia, probabil că au contat. Adică chiar dacă sunt încă tânăr ca și antrenor, deja am... Ai un CV bogat. Am o anumită bază. performanțe. Am o anumită bază. Titlul cu CFR-ul? Și atunci întrebarea este cu ce am greșit eu? Am fost abordat, am analizat, am avut setul meu de condiții, am discutat, am negociat, federația a avut condițiile ei și am venit cu toată încrederea, cu toată convingerea, cu toată puterea, cu toată energia și cu toată pricerea pe a mea. Lipsindu un probabil o, o doză de experiență suplimentar Încerc să o compensez altfel, cu un vorum foarte mare de muncă, cu multă analiză, cu multă muncă de teren. Ce, cu ce am greșit eu în ceea ce înseamnă raportul relațional cu Federația sau faptul că am dat concurs aceste oportunități fantastice pentru mine. Câți ani ai? 44. Și ce ar fi trebuit să fac? Dacă am și fi refuzat, să că aș fi fost acuzat că n-am curaj, că nu mi-am asumat, că n-am venit, că moment greu. Dacă am acceptat și am venit și atâta timp cât voi fi, voi da totuși. Eu am convingerea puternică că vom fi la turneu final și să dea Dumnezeu să fim sănătoși, să ne mai întâlnim după calificare și să ne aducem aminte cu plăcere de afirmația asta și de momentul ăsta. Am venit și punctul cea mai bună în joc. Dar pot să fiu contestat în orice fel. Ca și abordări tactice, ca și selecție, ca și strategie, nu știu, la un joc sau altul, ca și alegeri, ca și schimbări. Dar parcursul meu de până la momentul numirii nu poate să fie contestat pentru că am făcut eforturi, am muncit și am făcut sacrificii. Au fost luni de zile când nu-mi vedeam copii, am dormit la Media și în stadion un an jumate. La Media și în? În stadion. A, chiar sub stadion, a fost În sub stadion, bună, nu? Lângă tribună este clădirea aia în care se vede mereu. Știu în ce, ce moment am trecut acolo și cât m-am chinuit. Am adus bani de acasă pentru club, nu-mi place să spun asta, să cumpăr materiale, să cumpărăm GPS-uri, toți. Recuperați ulterior, în luni de zile. Tot ce a depins de mine am făcut. Am luat o echipă din insolvență, am ieșit împreună cu managementul cu domnul Mărginean, cu parte din familia mea care era implicată deja de ani de zile acolo, firma de avocatură care gestiona partea juridică. Am reușit împreună cu, cu ceea ce înseamnă comunitatea de acolo, cu suporte care au fost aproape, să ieșim din insolvență, să aducem la zero toate datorile, să ieșim din insolvență, este prima societate în sensul ăsta, de e, echipă de fotbal care reușește să iasă. Și ce am făcut? Am avut cel mai bun procentaj de puncte pe meci, ceea ce s-a întâmplat și la Târgu Jiu, și am intrat în play-off premieră pentru club. S-au vândut jucători, le-a crescut cota, am valorificat la, fac, la maxim acea perioadă. Același lucru sunt, este, dacă facem prin comparație perioada de la Pandurii, se seamănă izbitor. Identic. Și atunci, ok, poți să-mi contești tot ce fac la echipa națională, dar nu pot să-mi contești munca din trecut. Pentru că nu a fost ușor, a fost grea. Știu până ce am trecut și la Astra, știu până ce am trecut în ligile inferioare, nu mi-a fost ușor nici la CFR că m-am dus și toată lumea spunea gata, e anul pierdut, e locul 3 cfr trebuie să se schimbe generațiile, 6 puncte de Craiova, 4 de FCSB sau 6 de FCSB și 4 de Craiova. Uh, uh, e, și am great în cupe europene, nu mai e nicio șansă. Nu numai că am câștigat campionatul, am câștigat și Supercupa, am câștigat și primul mandat Super Supercupa. Știu ce înseamnă performanța. Am căutat-o și am găsit-o. Deci, ce familia, pot să promit? Familiale. Aia nu mai vorbesc. Că au fost, cum am spus, luni de zile când nu mi-am văzut familia soția, copii, de la Sofia făceam naveta când aveam jumătate de zi liberă, să ajung acasă pe la 4-5 dimineața, să stau cu familia, să mănânc micul dejun și la prânz plecam înapoi în Bulgaria. A fost o perioadă foarte grea pentru mine și am muncit-o și am, am, primit-o cu tot ceea ce a însemnat și plusuri și minusuri. Și atunci, cel puțin, când sunt analizat sau când trecutul meu este analizat, să fie obiectiv. Este singura pe care o am. Cer respect obiectivist. După aceea, dacă merit și o respect, e bine venit și el. În rest, sunt pregătit de toate. Sunt învățat și să fiu criticat și terfelit și mi le asum. Din păcate, știi ce spun și iară spun în premieră. Dacă toți suntem în premieră, aici le, le trântesc la tine pe toate, între ghilimele. Din păcate, am început să mă obișnuiesc cu ele și nu știu dacă e bine. Nu știu dacă îți pierzi așa, umanitatea. Dar. Se întâmplă și în societate. Atât de ușor aruncăm cu un uroi, atât de ușor punem la zid, atât de ușor criticăm, atât de ușor lansăm ipoteze care n-au nimic în legătură cu realitatea sau care nu sunt verificate sau care niciodată nu sunt probate, e dureros. Și nu în ceea ce mă privește. Pentru că de... știu că și Mirel de... a trecut până asta și Cosmin vorbeam de Răzvan Lucescu. Păi faceți-o paralelă. paralel. E un antenor nu bun. Foarte bun din punctul meu de vedere și e un caracter deosebit. E un purgatoriu, echipa națională este... a devenit un purgatoriu. Prin comparație, aceleași lucruri se vorbeau și despre Răzvan când era la echipa națională. Că ne-a Mircea, că a făcut, că l-a împins, că l-a ajutat, că l-a adresat, că nu merite, că... Acum, mulți ar fi dorit ca să fie înapoi Răzvan la echipa națională. -a. Și a, a demonstrat după ce a plecat de la echipa națională. Și a demonstrat și înainte să vină la echipa națională. Dar ce spuneam? Nu știu dacă e bine sau este rău, că a, a, ajung să mă obișnuiesc cu ele, să imun? nu mai atingă. Și nu știu dacă este în termen. Cei, în plan, cei care te iubesc în plan între profesional, inimele, o să scoată din context și o să spună, Păi ne spune Edi că era devenit un nesimțit, că nu mai interesează cred. Să spună ce e vrea, la Nu, că spus, știi că poți să o scoți așa. Familia mea n-a fost de acord că eu să a, a, a au avut dubii și acum după perioada iunie n-au fost de acord că să mai continui. Familia n-a mai fost de acord. Familia nu, exceptând tatăl meu care e fanatic pentru fanatic pentru da. echipa națională și după echipa națională, da. care când vorbești de echipa națională pentru el se termină tot. E sfânt dacă acum spun că nu știu, am primit o ofertă din Premier League de cinci ori mai mare și din Premier League și alea și trebuie să iau o decizie, nici nu concepe altceva decât echipa națională, pentru că așa este în ADN-ul ADN lui. A, da. Și ce e cu familia, te rog? Familia nu are simțit. -a foarte mai vrut bine. Nu mai mai continui? Nu, asta este realitatea. Cine, cine adică nu. familia fiind cine? Soția, A, toată lumea cine? în afară de toată lumea. Da, soția, sora, Frații, fratele, toată lumea, și soția. Sore. 100%, toată lumea. Ce au zis? Dar de ce? De ce? Că nu se merite, pentru că știu ce oportunități am Când au zis avut, să nu mai continui? După meciurile din ultimile două meciuri? Au avut anumite dubii atunci când am rămas, pentru că ei deja mă știau plecat. Eu, mie îmi lipsea biletul de avion să plec din țară. Aveam un preacord deja verbal, urmau un precontract și un contract în, în afara țării. Mm -hmm. Și când a venit telefonul... Un, dacă unde, vene... unde era în afara țării? În Arabia Saudită. Da. Dacă venea cu toate că eu mult timp și în continuare așa am... O slăbiciune pentru Europa și Norma. foarte mult mi-aș dori campionatul fotbal european. Dar a fost o oportunitate foarte bună, Am, a fost o negociere lungă de vreo două săptămâni, ajunsesem la un consens. Dacă telefonul de la echipa națională întârzia cu vreo două zile, nu mai aveam ce să fac. Nu mai era. Și dacă nu mai eram. Ce vreau și să și spun este că au, fost dubii, ale au fost dubii, pentru că. Au spus că uite ce s-a întâmplat înaintea ta cu foștii antenori, cu până ce au trecut, uite rezultatele, uite că poate nu există perspectivă. Eu am venit convins de faptul că fotbalistul român are potențial, că avem cum să construim, că în ADN-ul fotbalistului român e potențial, că trebuie lucrat cu ei, trebuie îndrumat. Când trebuie ți zis corectat. familia să te oprești? După ce a venit când acțiunea a din iunie da. și s-a întâmplat ce s-a întâmplat, cu tot uh, 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 vârtejul ăsta mediatic. Au spus că poate e mai bine ca să termin campania după care să iau un calcul să nu mai continui, să, ei... să nu mai încep campania actuală pentru euro, nu? Exact. Ei știind, de la anul, adică. ei știind și de alternativele pe care le aveam. Adică nu e mai bine să te duci cu un salariu de 5, 6, 7 ori, 8, 8 ori mai mare, cu toate că n-am pus prioritate niciodată, Bun. Hai niciodată. Hai -o, hai, am și rugăminte. unde ai mai multă am o rugăminte, Am o rugăminte, am o rugăminte. Hai te să rog. clarificăm lucrurile. Poți să mă mai hidratez o dată, te acum, rog, că te dacă i-am prins te rog, gustul. Da. Am o rugăminte. Ea cu Carpatica, nu știi cum e, nu-l mai uiți gustul. Am o rugăminte la tine. Hai să lămurim toate lucrurile, să nu mai fie niciun fel de virgulă. Te rog. Da, ce contract ai? Cât câștigi și ce spune nou contract? Co Cât câștig oria, cu toată prietenia mea, pentru tine pot să spun că e confidențial și mă trezesc cu amendă mâine când e, merg. La... Da, nu... Eu cred că mai bine ar fi să fii direct. Eu și transparent. pot să spun că salariul meu este la nivel cu ce au avut predecesorii mei. Ok, e clar, înseamnă că e 20.000 de, de euro pe lună, subiect închis. Este, este semnificativ mai mic cu tot ce însemna, nu știu, ultimele 4, 5, 6, 7 oferte pe care le-am avut sau discuții pe care le-am avut. Să nu spun bun, oferte bun, că și poate... Și mai mic și decât al dom domnului Dau, din ce știu eu. Nu știu cât au. Bun, ok, bun. Dar ți-am zis, gândește-te și eu cred, crede-mă, fi transparent. Până la urmă e munca ta. Eu nu înțeleg de ce vă feriți atâta. E munca la ta. ce te referi? La, la salariul, salariul. Da. Păi pentru că e clauză care mă obligă în Ce sensul clauze, ăsta Ce clauză? Adică a scris toată a presa fost, de salariul tău Bun, tu ești bine informat, așa că... Da, deci 20.000 de euro pe lună Că nu încă o dată a scris toată presa Nu e vreun secret al lui Polișinete, mai înțeles Bun, ai 20.000 de euro pe lună Mai ai bonusuri? Ca să înțeleagă lumea că Doar poate... Doar la calificare edic, la spus, mă poate lumea crede că tu ești, că milioane și uh, înțelegi pentru că omul vede și prin prisma într o țară săracă, cu oameni amărăciia de înțeles, oamenii să fie înțepați zi de zi. Uite cât câștigă. Eu, eu te întreb pentru tine, că astea s-au tot scris lucrurile. Poria, zero bonusuri, singurul bonus care l-am în contract. De, salariul lunar l-am pus 20.000 de euro, corect? Singurul bonus care l-am este Bun. pentru calificarea europeană. Cât Asta ai bonus? Pentru calificare? Un, niciun euro suplimentar. Cât ai bonus? Niciun calificare? euro suplimentar. Mă, mă bag în polemică cu federați. Îți garantez că nu este cu nimic mai mare decât aveam la CFR pentru accederea într un grupă european. Uh, ok, probabil 80000 de de euro, ceva de genul. Deci... Na, ai un milion de euro bonus? Sub nicio formă, nu se pune problema de așa ceva. De 5-6 ori mai e puțin decât atât. Uh, ok, e în regulă. Uh, pe lângă salariul... Deci dat... nu este o miză financiară. Asta zic, P nu stai, lasă-mă puțin, pentru că vreau să construiesc puțin casa asta, da? Pentru că oamenii vreau să te vadă, să nu creadă că e milioane și că tu vii și antrenezi, uh, de, uh, antrenezi la 10 meciuri pan și în rest te doare în bască, stai prin concedii, da? Deci ai un salariu de 20.000 de euro, ai, uh, ai uh, un bonus, am zis eu un milion, că nu e un milion, tu ai zis nu domne, de 5-6 ori mai mic. Deci face socoteala, că nu-i mare jmecherie. Deci 150 de mii, asta înseamnă, da? pentru calificare la mondiale. Da? Deci la 150... european. La, pardon, am greșit. La, uh, și eu obosit după 3 ore de emisie. Așa, după ca... pentru calificarea la mondial, un bonus de de mii. Bun. Așa, salariul am zis. Mai e altceva? Milioane? Absolut este. nimica. Nu mai am niciun uh, câștig financiar în momentul de față, în afară de salariul care este lunar. Ceea ce e normal, normal și da. acest bonus care este condiționat de calificare Câștigă echipa națională, câștigă automat și federația Pentru că o calificare aduce, atrage Nu știu câte, cât vreo câteva milioane Atrage și uh, uh, finanțe, dar atrage și sponsor Da da Și uh, în afară de asta nu există niciun alt Atât. Niciun Deci alt... salariul de care am vorbit, bonusul de care am vorbit Mai da. ai altceva? Nu știu, poate ai Am, mândria de a antena echipa națională în România. Nimic altceva da. Asta e frumos spus. Și eu cred că a fost un, un, deal foarte fair. Bun. Ce spune în contract? A, ai vreun obiectiv pentru europene? Dacă nu termin pe locul cu tare, să o lămurim și pe Nu. Acela. Deci contractul meu a spus de la început clar. Obiectivul... Nu, nou contract. Că tu înțeleg că ai semnat un nou contract. Și aici iară s-a discutat că am văzut o afirmație. Din păcate, nu știu, că toate suntem atât de superficial și nu vreau să vorbesc despre să le iau nominal. Nu știu, am văzut, nici nu mai știu, sincer, nici nu mai știu cine a spus că a fost ceva de genul de ce nu mi-am dat demisia și să fiu reinstalat apoi? Păi n-avea cum să-mi dau demisia, că expira contract. Și mi s-a făcut o propunere în aceleași condiții. Deci tu financiar. practic ți-ai renovat contractul? Exact. Bun. Ce exact. spune în contract? Ce obiective? Deci, obiectivul de la penalități? început și în primul contract și în al doilea contract ca să spun așa, obiectivul singular și principal este calificarea la euro. Bun. Am avut un, un singur obiectiv intermediar, care era grupa Ligii Națiunilor. Dar, atenție, dar, și subliniez aici ce spun, eu sunt sigur că federația și-a luat această marjă de siguranță, da. variantă care era valabilă pentru orice... Corect. Alt antenor ar fi venit în locul meu, ca să poată să tragă o primă linie și să analizeze parcursul, să Logi. vadă, ok, suntem bine sau nu suntem bine. Dacă nu suntem bine, a trecut o sau clauză care să-i permită să se miște cum vrea. Bun. Bun. Ce în ai? Urma în urma analizei muncii mele, da. în urma raportului foarte Asta complex pe care l-am propus, s-a ajuns la această da, decizie. Arată de națională Bine, bun, l-ai renovat. Ce ai P penalități? Dacă nu te califici, mai rămâi la națională? Păi nu, asta am și spus-o de la început. Pentru mine este capăt de drum 100%. În momentul în care echipa națională nu se califică la european, eu mi-asum. Dar eu în momentul de față sunt fără niciun fel de calificare ratată. Da, a fost, o, a fost o această, o, cum ai spus tu mai devreme, de încălzire. A fost o anticameră pentru Liga Națională, a fost o anticameră. Deci nu consider că ai ratat un obiectiv. Nu, mi-aș fi dorit să fim pe primul loc să ne... Și eu, dar nu consider că ai ratat un obiectiv hai, hai să, pragmatic. Hai să o luăm altfel. Care este obiectivul, de fapt, final și capătul drumului acestei campanii? Calificarea la european, da? Această primă etapă, Liga Națiunilor, ne facilita niște avantaje. Dar ajungeam tot acolo, în Germania, da? La european. Dacă noi ne vom califica la european, mai contează ce s-a întâmplat în campanie, euro, să-mi spui, păi da, da, am uh, 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 retrogradat în urnă și la ce ne ajută urna respectivă? Avem echipe cu mai multă tradiție, Turcia. Până și Grecia, care e campioană europeană, care sunt în grupe, au fost în urne inferioare. Ne ducem într-o mai, jo mai jos, dar dacă echipa națională va arta bine, se va consolida, va fi definit așa cum eu îmi doresc și va fi competitivă, cu siguranță că după o campanie a Ligii Națiunilor va urca din nou o, o urnă. Da, am înțeles. Adică efectele nu sunt atât de negative am cum deci am vrut tu, să le... tu nu accepti ideea că ai ratat un obiectiv. Pentru mine mult mai Problematica a fost ce am văzut în iunie ca și joc. Da, nu neapărat că Concluziile mele sunt foarte clare în momentul de față și setul de, de, de soluții în același timp. Și deja după ce am experimentat în martie și în iunie, de știi câte zile am eu, fac o paranteză în total cu echipa de când sunt la echipa anțioară, undeva da. la 31 un pic de zile. Efective. Efective. Da. Și cum, aici le inclus de și în cât, timp? în cât timp? În, în din februarie până acum. Deci de în februarie până acum ai doar 31 de zile efectiv cu băieții. Da. Păi sunt trei uh, acțiuni pe care le-am avut. Dacă, și aici includ și acțiunea din martie alea, amicalele Grecia-Israel, când a, am avut trei sferturi din echipă izolată în cameră, bolnav, uh -huh. Cu focar de COVID și focar de gripă da, și pare. așa mai departe. Nici nu am văzut pe unii la față. Pe unii am văzut când ne-am urcat în avion să plecăm în Israel. Alții au, am aflat după meci că au, 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 avut COVID. Ți-aduce aminte după jocul cu Grecia. Aia a, a fost o acțiune care am încercat să scot ce am putut din ea din ceea ce înseamnă nu partea pur fotbalistică, în partea așa de organizatori, de relaționare de umană cu până, de relaționare. interacțiune, da, nu, nu. să marcheze terenul, să pun regulile, să înțeles. stabilesc Bun, linia și așa mai departe. Și e clar, nu te califici, s-a închis, s-a închis ma... povestea. A, a, a fost... scuză mă, nu te califici, s-a terminat, nu? 100%. A trecut uh, martie, am avut iunie deja, atunci am avut un pachet complet de informații, deja am tras concluziile, am venit cu un set de decizii, l-am propus către Comitetul Executiv către conducerea Federației, către Comisia Tehnică și deja am început să le aplic. Nu îmi cere să-ți dau informații în sensul ăsta pentru că mi-e foarte greu, sunt lucruri fine, sunt profunde, sunt de strategie, no. cel puțin în momentul ăsta nu pot. Dar efectele au venit mult mai repede decât poate mulți așteptau. La acțiunea din septembrie, când s-a văzut altceva. Altă mentalitate, altă disponibilitate, altă implicare, altă angajament, altă stare de spirit. Echipa cu altă unitate, mult mai dornică să caute rezultatul și mult mai disponibilă ca să pună în joc. Toate ingredientele astea necesare pentru a-l uh -huh. pentru a găsi. Uh, mă întorc puțin la povestea cu hate și cu contestarea, care sunt grele. Pentru că, repet, e greu să fii antrenor național. Da, și ce pot să fac? Am învățat să trăiesc cu el. Da, uh, antrenor național, cred că ar trebui în primul rând să fie susținut și iubit. Nu contează cine, nu că ești tu. Oricine. Nu iubit. Susținut. Iubit, dar dacă face performanță. Da. Tatăl meu ar trebui să fie iubit. Pentru că are patru calificări. Da. Și ne-a dus de patru la turnee finale și... Datorită muncii lui a ieșit lumea în stradă și a făcut oameni fericiți. Iar trebuie să fie iubit necondiționat, aproape. Bun, vreau să te întreb ceva. Cât de mirat sau cât de dezamăgit ai fost de uh, acuzele lui Mircea Victor Pițurca ar trebui să fie Cât de mirat ai fost de acuzele lui Mircea Sandu și de dezamăgit? Era ultimul om la care te așteptai? Ultra mirat, în același timp dezamăgit pentru că a venit de la dânsul dar am reușit să merg peste logica poziției și am înțeles lupta pe care o are de la distanță cu conducerea Federației Actuale. Și am fost efectiv o victimă colaterală. Dacă dânsul a considerat că nu contează și... Poate uh, arunce la lei? Atunci să dea Dumnezeu să-și fie atins obiectivele declarației. Dar, sincer, sincer, era ultimul om la care te așteptai la asta? Da, că crede-mă, că nu contabilizezi cine ce zice și cum zice. Dar nu mă așteptam cunoscând fotbalul românesc, realitățile fotbalului românesc și cunoscând un familia și pe mine foarte bine, pentru că știu că mi-a apreciat munca în trecut și a și spus-o și public. M-a surprins. Dar am mers mai departe de ce a însemnat. Știi ce e, 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 păcat? Că atât de ușor ne hazardăm și um, atât de ușor și nu mă refer numai la la dânsul. În general, așa în spațiu public, așa de ușor ne aventurăm în declarații, așa ușor etichetăm, așa ușor ne dăm cu presupusul. La mine e foarte plauzibilă situația. Iordănescu este Iordănescu, a fost implicat în politică, lăs la o parte că sunt cred că mai bine de, nu știu, 10 ani, 15 ani de când el a fost implicat de când și s-au schimbat culori implicat. politice, peste culori politice și oameni politici și tot. Dar de ce nu analizăm ce am spus? Trecutul sp pur fotbalistic și realizările și munca pe care eu am făcut -o. De ce dă atât de bine ca numele ăsta Iordănescu care îi impactează? Și familia îi impactează. Suntem, nu știu, facem parte într-o categorie selectă, tată și fiu să fii selecționer la o echipă. Ne-am și cu Răzvan în da. aceeași categorie, ce? dar ne uităm și în fotbalul mondial, că sunt foarte rare cazurile astea. E o onoare pentru, echipa, pentru, pentru, noi să fim la echipa națională. Eu acum, tatăl meu, în trecut. Dar Hai să analizăm lucrurile astea, hai să fim obiectivi. Dar e plauzibil, lasă că sunt legături ușor, dacă spun asta, lumea o ia ca de bună, că a, are informații. E și sau o, o reîncercare, crezi, a lumii Mircea Sandu de a reintra în, în nu știu, uh, reflectorul ea. opiniei publice, nu interesează fiind pe pe cum ea. marginalizat? Nu mă interesează, nu-mi permit luxul să stau să analizez situația unuia sau altuia, cu tot respectul pentru fiecare în parte, totul da, de la oamenii între... de fotbal, eu am alte pretenții în general, da. mai ales de la cineva care a avut statutul Nu, eu asta vreau să întreb, tu nu l-ai cunoscut îndeaproape? Ba, da, bine, normal că l-am cunoscut. N-ai fost cu ghirimele de rigoare un fel de copil de trupă pe la federație? Aia -am, am fost. Aia ai fost, nu? Da, dar viața schimbă prioritățile și schimbă interesele. Și Ce taberele. Și tabelele, eu nu am făcut parte, parte dintr-o nicio tabără și nu voi face niciodată. Sincer, mă simt total independent în deciziile care le iau de la echipa națională. Lumea să știe că echipa națională nu se va califica. Este în proporție foarte mare uh, vina mea. Chiar dacă fotbal românesc traversează perioada care traversează. Dar orice pot să găsesc ca și alibiuri, dar nu că nu am mână liberă. Îl total. vei suna vreodată pe Mircea Sandu să-l întreb de ce a făcut asta? Nu. Nu? Bineînțeles că nu. Păi dacă, dacă un selecționer înseamnă să facă treaba asta cu fiecare care îl critică sau spune lucruri total neadevărate și nesusținute și fără suport, înseamnă că nu mai fac fotbal, Știi înseamnă că spuneam? mă concentrez Știi pe Știi ce alții? spunea Winston Churchill? Ia spune Știi ce spunea Winston Avea o vorbă Winston Churchill și spunea în felul următor. Dacă ne oprim și dăm cu pietre... Ia, ia uite-te puțin pe telefonul meu, îmi permis. sper că da. cei care ne urmăresc da. nu... Da. Ia uite-te aici, la, a, a, poza de ID ce am eu. La ce? La, la, WhatsApp, sau meu la de ce? WhatsApp? Doar o secundă, lasă-mă să intru. Ia te rog, vai, intre tu. Uh, stai o secundă, stai o secundă... Eddie. Ruf, azi mi-ai dat mesaj și m-ai amenințat să nu întârzi niciun minut, că totul este la așa, că sunt acolo apropo, recent. Ia să nu? vedem. Da, 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 da. Edi. Nu pot să cred. E. E, uite Ai să chiar crezi. citatul lui Stan George e, Uite George e, să, ele... să cred. Vezi că de-a lungul timpului am avut mai multe citate de la el. Da. Acum a, e doar o întâmplare. Asta e tare de tot, asta chiar n am știut-o. Deci chiar să mai mă pregăteam... Tocmai mă pregăteam să dau un citat al lui Winston Churchill. Apropo de ce a zis Eddie Și marele conducător, marele om de stat britanic a spus în felul următor. Nu vei ajunge niciodată la destinație dacă te oprești, să arunci cu pietre în fiecare câine care latră la tine. Acum zi. fac o completare. Să nu, să nu facă cineva greșeala să spună acum că am pus asta, e de ceva timp acolo am, și am avut de-a lungul <laughs> timpului mai multe citate celebre, chiar și de la persoana în spet. De la, da. vreau, să, vreau să spun altceva. Uh, 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 din punct de vedere moral discut, acum doar moral. Uh, cât de mult a greșit Mircea Sandu lovind nu doar în tine, ci și în Angel Iordănescu, care, -a, pus, uh, care a dus. adus niște calificări care au transformat federația într-un El Dorado și au pus pe toți într-o poziție de dolce farniente și le-au oferit o viață minunată și imagine și avantaje eu, și așa mai departe. Eu am văzut că tatăl meu s-a deranjat chiar mai mult decât mine, că a avut o reacție în sensul da. ăsta imediat. Da. Și a fost foarte categoric și tranșa. La mine, cum am spus, din păcate sau din fericire, încep să mă obișnuiesc. Dar să... a greșit moral? Când acuz pe cineva de ceva care nu a făcut din start când uh, uh, faci treaba asta și acuz, L-a acuzat în primul fără rând pe tatăl meu. Fără dovezi. Fără dovezi. Da. Că tatăl meu are relații în, uh, și în domeniul politic și eu am. Eu am fost apelat politic să merg la CFR și politic. Cel care pe mine m-a țintit pentru CFR, m-a urmărit, m-a monitorizat și m-a dorit cel mai mult la CFR a fost Marian Copilu, fostul președinte de la CFR și ultima oră la Craiova. După o meci, și ce spun eu acum, tu poți verifica. După o meci Astra-CFR, Dani Coman, președinte la Astra, eu antrenor la Astra atunci, a venit și mi-a spus, vezi că după ce termin cu toate interiorul, Marian Copilu, președintele clubului, te așteaptă în parcare, vrea să strângă mâna și să te cunoască. Eu nu-l cunoșteam. Și atunci a fost prima oară când i a spus că mă monitorizează, că mă urmărește. Și ce că e politic? Să... că nu înțeleg? El a fost cel care m-a propus și a avut inițiativa ca să mă aduc în primul mandat la CFR. Așa. El a fost același care a avut inițiativa și în al doilea mandat. Și domnul Varga atunci a fost mult mai uh, pozitiv și uh, instant a reacționat pozitiv, în sensul în care dacă în primul mandat. El nu mă cunoștea atât de bine, nu mă urmărise, n-avea datele despre mine foarte bune și mă vedea totuși un antrenor poate prea tânăr pentru CFR și obiectivele ei. După ce a știut și a văzut ce am făcut și în mod special după ce am plecat de la CFR și mă refer aici la perioada gazmetan când Dan a plecat de la Cluj și Marian a pus pe masă opțiunea lui pentru antrenor, știu că domnul Varga imediat a spus da. Am fost apelat, am refuzat, Horia, Da. De pentru și nu că. nu înțeleg Am ce refuzat are... pentru da. că. Consideram că era prea. trecuse doar un an jumate de la Așa. mandatul precedent și am, eu atunci am spus că mi s-a făcut o nedreptate. Pentru că am stat doar de uh, trei jocuri pe bancă, cu supercupă câștigată și un meci adevărat pierdut cu un 0, până la urmă, urme, cu o greșeală majoră. Atunci, dacă-ți aduci aminte, a unui jucător, nu mai contează. Pentru mine era proaspătă revenirea. Cred că aveam nevoie de mai mult timp. În final s-a demonstrat că eu greșisem pentru că am revenit și am câștigat campionatul și Supercupa. Dar, după ce am refuzat, cineva, o persoană foarte, cu foarte multă notorietate, dar efectiv nu am posibilitatea să-i spun numele pentru că nu am permisiunea dânsului. L-a apelat pe la Hai, băi, le l că uite că a, e, acum nu se va mai întâmpla ce a fost, că e persoana potrivită, pentru noi e cea mai potrivită ca să vină, cunoaște echipa, cunoaște jucătorii, știi ce s-a întâmplat aici, are deja experiența încă un an jumătate cu performanțe, cu uh, calificare în play-off Convinge-l să accepte să vină pentru că uh, noi îi vom accepta uh, doleanțele și stilul Domnul de Varga, mă spune că el e patronul Doar, până la urmă. Urme. Cei din din anturajul dânsului sunt persoane care au avut în trecutul îndepărtat sau foarte îndepărtat și uh, relații uh, sau implicare politică, dar în final unul singur hotărăște acolo. Corect. Domnul Varga, Așa. că dânsul de bani. Bun. Și a, venit telefonul... a fost o discuție amicală. Da, la tatăl tău. Este ceva atât de grav că a spus, hai de convinge că uite că dacă vine și negociază de poziția mă uit în în neluțul nu, dorește. Mă uit în ochii tăi. Ai fost rodată sau ai... Nu, 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 mă Păi să... nu mai lăsa să-mi termin nu, nu, doar o secundă. Doar o secundă. Da, ai terminat ideea, bine. Și tatăl meu m-a apelat. Dom'le, îți dau cuvântul de onoare și el poate fi martor. La... Eu să zic că și aduce aminte dacă, dacă îl întreb de da. momentul ăsta. Și m-a întrebat ce e adevărat că te-au sunat de, cei de la CFR și nu știa. Și am spus, da, dar uite, consider că poate nu-i momentul, că poate în viitor, că am fost data trecută și nu s-a terminat bine și eu consider că am fost nedreptățit. Pentru că și eu am fost sunat și uite, Îți transmit asta, că dacă ești de acord să te duci să te așezi, să discuți, să negociezi și alea, vei avea susținere totală. Din partea patronului, oamenilor din conducere și celor Așa. care sunt în anturajul echipei. Și în final am acceptat nu să mă întorc la CFR, ci să mă duc și să mă așez la masa discuțiilor. Și m-au convins cu argumentele care mi le-au dat. Și au făcut bine și că m-au ales da, probabil da, asta nu am de intervenție politică. Nu dai prin povestea asta. Păi, la moară, chestia celor asta care a spun fost că. Ești în zona păi a politică fost, tu și tai S-a întâmplat nu dai apă la moară prin bun, povestea asta? Bun. s-a întâmplat în sens invers nuanță. de data asta. Așa. chiar nu poți să spui ce, ce, lumea care a acuzat a spus că ar veni dinspre noi înspre exterior. A că voi, A venit invers. Voi vă puneți spilele în funcțiune. A nu venit. Spui că e invers. Dar nu. E, invers dai, în nu. pentru mine unul la mână. Persoana respectivă nu mai e implicată și nu mai era nici la momentul ăla în politic, fusese în trecut. Da. Persoana respectivă este o persoană apropiată în sensul care sunt amici, te cunosc bine cu tatăl meu, a fost o discuție amicală. Și acum dacă merg mai departe cu și fac o analiză la ce s-a întâmplat la, în fotbal românesc după perioada Revoluției, da. fotbalul nostru de după anii 90, cred că în medie, în proporție de 80%, dacă nu mai mult decât 80%, într-un fel sau altul, direct sau indirect, cluburile din România au avut suport sau implicare politică, fie de la primărie, fie la consilii județene, PSD, fie de la partide. fie de la patroni care aveau legături într-un fel sau altul directe sau indirecte. După criteriile astea, înseamnă că eu nu mai pot să mai fac fotbal. Că eu nu mai pot să antrenez. Păi, am fost și la cluburi cum a fost cel din Bulgaria, unde patronul Gancev nu avea nicio implicare directă politică. Am fost la domnul Nicolae, am fost la domnul Porumboiu, am fost la Astra, la am spus domnul Nicolae, am fost la FCSB, am fost la CFR. Dar am fost și la Târgu la Pandurii și am fost și la Mediaș. Ce era să fac? Să refuz în star doar pentru că la ce o susținea o parte din bugetul? doar pentru că exista această suspiciune? Păi, tocmai asta întreb. Doar pentru că există acești... Dacă nu aveam același nume, mai exista aceeași suspiciune? Probabil că nu. La media și a mers o echipă care era la retrogradare. La Pandurii am mers care era la retrogradare. Îți spun întrebarea, mă la tine. Vreau să-mi răspund sincer. Ai beneficiat vreodată de ajutor politic? Niciodată! Nu, dar vreau să Niciodată! Vreodată, vei, ai beneficiat de umbrelă politică, de ajutor politic, de oameni care se intervină, oameni pe care tu sau tatăl tău să-i sună, să spună, Doamne, puneți-l pe Edi, că e domne, Coria, Sunt noastră. foarte concret. Niciodată, dar niciodată, eu sau tatăl meu, eu nu m-am dus la tatăl meu, tatăl meu știe că dacă face treaba asta, urăsc și că știu că vin foarte multe efecte negative și că nu am bucuria muncii mele. Niciodată nu am apelat pe el sau eu pe cineva direct, niciodată nu m-am propus undeva. Niciodată n-am sunat un conducător, niciodată n-am dat un mesaj la un conducător că i-am în calcul sau că pot să fiu o soluție. Și cu asta am spus totul. Poate tatăl, tău. tatăl meu, dacă ar face așa ceva și știe că eu aș afla, ar avea o, o, o problemă foarte mare de ceea ce înseamnă poziția mea. Că tatăl meu cunoaște, că eu cunosc, că într-un fel sau altul, într-un anumit moment. Un om politic era implicat într-un proiect sau că îl cunoșteam pe un om politic care era în spatele unui proiect. E cu totul 100%. Orice. Așa e ca și cum mai putem 100%. să avem prieteni La, 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 la... Târgu Jiu a fost un context în sensul ăsta. Dar niciodată eu personal nu am cerut ca să ajung acolo și ca dovadă că echipa era retrogradare și am ajuns cu ea. În Europa și ne-am bătut la campionat până în ultimele două etape. Cu șase luni de zile, fără salarii. Tatăl tău a deci, zis. Hai să analizăm munca. Da, tatăl tău, da, sunt de acord cu tine. Munca și uh, meritocrația, că despre asta e vorba până la urmă. Tatăl tău a zis și vreau să te întreb și pe tine că începând. Răzvan Lucescu a avut parte de același tratament? Ca, cam da. Cam da. E practic, uh, practic e același uh, șablon, ca să zic așa. Și atunci, aici ce trebuia să fac? Să resping din start meseria care am îmbrățișat-o cu. Cu, 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 pasiune enormă și atât timp cât voi fi în ea, voi da totul și voi face în fiecare zi, nu știu, orice poate să mă ajute să fiu mai bun, voi face. Când mă voi opri, atunci voi spune stop sau când va dispărea pasiunea. Dar de ce să resping această meserie? Doar pentru că poate X sau Y să facă conexiuni ipotetice? Tai că știi ce a zis, că este ultima oară când mai accept așa ceva și... și cine nu mai vine cu dovezi îl dă în judecată. Da, foarte bine. Tu o, o să faci asta? Nu, eu nu o să fac asta, o să fac el. Dacă, dacă el crede că, e, în primul rând, că el e acuzat, nu? C nu se spune că Bă, eu am sunteți în tandem. Suntem în tandem, dar el este cel acuzat de astfel de inițiative. Dacă el va simți să facă asta, eu îl susține necondiționat, dar eu m-am învățat cum am spus să trăiesc cu asta și focusul meu trebuie să rămână pentru echipa națională și nu pentru agende personale. L-am pe tatăl tău, posibil Sandu? Lasă cum ce a spus. Fost, nu sufletește profund. Cu siguranță că l-am mângnit și chiar dacă nu am acordul lui fiind membru de familie, poate se supără că spun asta, dar știu că a fost și o discuție între ei. Mai departe, dacă și ei vor Mircea să spună și ceva... Și a susținut poziția? A, a spus că contextul a fost cu totul altul al discuției. Da, eu, eu, tipic. eu, sincer, n-am urmărit nici da. emisiunea. Tipic. Am, am, -am, am, aflat de declarațiile, dar emisiunea n-am urmărit-o. Când a apărut în spațiu public, chiar eram la meci, la petrolul cu Fece Arge și Spun, ce m-am amuzat. Dar e adevărat că m-a deranjat că a venit de la o astfel de persoană. Da. Bun. Ultimile minute ale emisiunii. Vreau să te mai întreb ceva. Uh, am auzit multe zvonuri, apropo de pușcași, după meciurile bune care le-ați făcut. A fost foarte criticat. E adevărat că a vrut să se retragă? A fost mm. mega criticat după ultimul meci. Chiar mm. dacă am câștigat. Sub fără nicio formă. Dar a fost afectat? Uh, el, declară că le-a dat, -a, a lăsat să se înțeleagă că nu eu acum din discuție care le-am avut cu el n-am simțit. Cel puțin nu să fie afectat într-o într-o uh, manieră care să, să se resimte atât de tare și în jurul lui. Uh, în schimb, a fost criticat ceea cu ceea ce în mod special n-am fost de acord pentru felul cum s-a bucurat în raport cu rezultatul care mergea în paralel în Muntenegru și Otomane trimitea pe locul 4. A făcut-o pentru ca fost ca o descătușare pentru el. Știu cât de mult căuta golul. Multe din unele din deciziile lui, poate și în timpul jocului, nu erau cele mai bune, tocmai din cauza asta, că simțea o presiune el Căuta a golul lui cu disperare. Și își dorea să marcheze. Și faptul că a marcat această dublă a fost o descătușare pentru el. Și eu m-am bucurat că a făcut asta. Pentru că trebuie să-l câștigăm pentru viitorul echipei naționale. Și îmi doresc să fie un marcator, așa cum îmi doresc și de la ceilalți atacanți, de la Denis, care traversează o perioadă foarte bună în competiție internă. Alibe, clar, target. Sunt lucruri firești. Da. Sunt detalii la care trebuie să fii atent și care trebuie să le cultivi și să le. În același timp, da, trebuie să reacționezi când sunt lucruri negative, dar în cazul lui eu nu pot să-l. Plasesc ca un lucru negativ că s-a bucurat exagerat. Deci a marcat pentru echipa noastră. se naturală. pare mai degrabă o exagerare, nu? Bineînțeles. Bineînțeles. Da. La fel cum i s-a părut o exagerare și felul cum a fost judecată faza din Finlanda, care da, dacă el are prezență de spirit și inspirație și joacă din o atingere sau chiar a doua atingere care îi permitea timpul și spațiu între el și uh, fundașul advers și joacă o minge în prelungire la corde, să singurul portal și putem să câștigăm meciul. Dar eu sunt sigur că atât de... Uh, Rapisa s-a desfășurat acea fază, că el nici n-a apucat să scaneze bine, să se informeze și să vadă acea soluție. Tu pare așa că l-a luat presa, că l-a transformat într-o oaie neagră națională. Ai observat? Păgi pușcaș. Nu, da. cam așa. Din păcate la ceea ce înseamnă atacant suferim foarte tare. Deci, avem puțini avem nevoie de și trebuie să -i valorificăm. Avem nevoie de această Avem leagă. nevoie de pușca și avem nevoie de atacanții noștri, avem nevoie de Alibek, avem nevoie de toți cei care pot să... O dea în poartă. O dea în poartă să fie la nivel bun și trebuie să-i susținem și să-i ajutăm. Trei întrebări de final scurte și la obiect. Grele. Unu, de culise sunt astea. La ultima acțiune din, din iunie, este adevărat că Mitriță s-a certat cu grei din vestiar? sau că a avut o atitudine uh, care n-a fost ok și care nu ți-a plăcut nici ție? Am spus-o public și o să mă rezum la ce am spus public pentru că restul discuției mele cu el rămâne intimă și normală. Eu nu pot să ies să comentez lucruri din interiorul echipei sau discuții pe care am cu jucătorii. Pe asta înseamnă că din start eu îmi pierd credibilitatea în fața lor. Vorbim cu un mister și după aceea ajunge în presă. Dar un lucru pot să spun, pentru că are legătură cu neconvocarea lui. Mă, mă așteptam ca Mitriță să vină cu, o alt, cu un alt spirit, cu o altă determinare, cu o altă gândire și mult mai implicat în ceea ce a însemnat perioada din iunie. L-am înțeles și am înțeles argumentele lui. Că nu știa ce se întâmplă cu viitorul lui, că termina colaborarea cu Pau. Că nu era foarte fericit la club, că a avut multe jocuri în care nu jucase atât cât și-a dorit. Pau, a, echipa antrenată de Răzvan Luceșcu, tot de un român. că au fost și niște chestii personale, cel puțin el asta mi-a spus dar atunci când vine vorba de, la de echipa, de națională și de un obiectiv atât de important, jocuri oficiale, nu poți să vii cu astfel de Atitudine. argumente, pentru că nu sunt în picioare, atunci mai bine nu vii. Pui mâna pe telefon și spui, mister, eu îți mulțumesc că ai încredere în mine, că te-ai uitat la mine, că mă monitorizez, că m-ai convocat, dar nu sunt pregătit pentru momentul Lasă-mă să vin atunci când sunt pregătit, dacă în continuare vei considera că este nevoie de mine la echipa națională. Pentru mine, Atitudinea și mentalitatea la echipa atât timp cât voi fi, vor fi nenegociabile. Da, da, nu mi-ai răspuns la întrebare. Te-am întrebat altceva. Dacă a avut o atitudine în cu ei față de colegii lui de vestiar, te-am întrebat. Deci a avut uh, o, o atitudine așa recalcitrantă, a fost iritat, a fost lucrurile Put astea. Pe scandal. A venit. Nu e mult pus pe scandal. Nu, nu, pus, nu, a pus scandal. pe scandal în sensul că mereu iritat. Da, dar el a venit cu ele. Nu, nu acolo... Nu. A, a, și-a căpătat starea asta de spirit. A venit cu ea. Uh -huh. Ceea ce pentru mine era de neînțeles. Și alți jucători aveau probleme la nivel de club. Și alți jucători nu știau unde o să se Dar au fie reacționat așa. Dar când au venit, au pus totul prioritate da. pentru echipa națională și. Uh, Atenție la fiecare minut în care ei se regăsesc îl în, vei în, vei în mai chema echipa națională. pe Mitrița? Uh, uh, nimeni nu are ușa închisă din punctul meu de vedere. Nu, pragmatic, nu îl vei mai... dacă joacă bine, îl vei chema? Rămâne de văzut. Rămâne, ai un pic de răbdare și rămâne de văzut. Însă sunt semnale de alarmă pe care le trag. Și nu numai la ceea ce s-a întâmplat cu el, ci și pentru alții care se gândesc că pot să vină la echipa națională cu jumătăți de măsură. Nu există jumătăți de măsură. Le-am spus-o și le spun mereu și o spun și public, când vii la echipa națională, ești considerat dintre cei mai buni jucători. De acord? Poate să mai fie alți, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, care și ei pot să fie în circuitul echipa națională. Când vii ca și cel mai bun jucător al României, trebuie să ai cel mai bun comportament, cea mai bună implicare, cea mai bună atitudine, să cea fi mai un bun model. sistem relațional cu colegii să tăi, un cu stat. Să fii un model, cu model într-un cuvânt. A doua întrebare grea de culise. E adevărat că ei solicita lui Săpunaru să se întoarcă la Națională și n-a vrut să vină spunându-ți că nu vine din cauza lui Chiricheș? E mult spus că a refuzat. Eu am avut mai multe discuții cu Săpunaru. Nu pot să scot în context și să spun că a fost o discuție în care clar concret a refuzat. Am avut discuții și după acțiunea din iunie. L-am întrebat de gândurile lui, de ce își dorește. Am făcut-o imediat ce am preluat echipa națională și l-am întrebat ce gânduri are. El a fost foarte concret. Mi-a spus, am retras, am anunțat-o public, am o vârstă. Însă forma lui, exprimarea lui, parcursul lui cu echipa și e, aportul lui, erau de luat în calcul. Recon. Asta e realitatea. A spus Cum ceva... și Cipri de e de luat în calcul. Un jucător foarte drag care a câștigat trofeu. A spus ceva de Chiricheș, Săpunaru? La ce, în, ce sens? în sensul că nu vine la național atât timp cât e chiric. Da, nu sub nicio formă nu s-a pus, problema asta. Deci nu, nu, vreun Era, conflict. efectiv, dar el e un jucător oficial retras. Nu e un jucător care el ce-a anunțat, retragerea. El a avut niște nemulțumiri pe care numai el poate să le povestească, pentru că eu n-am acest drept să vorbesc despre el și persoana lui, din trecut. El a considerat că nu a fost tratat așa cum trebuie în anumite momente. Cu respect. Da. A treia și ultima întrebare de culise. E adevărat că au fost jucători ai Naționalei care la ultima acțiune, acum din iunie, unii dintre ei, puțini, e adevărat, nici măcar nu știau cu cine jucăm? cel puțin în relația mea cu ei, eu nu am discutat astfel de subiecte, să nu știu. Așa am auzit la fanat. Pentru mine este strigător la cer ca să, să nu mai să mă gândesc la un astfel de lucru. Că poate să fie un jucător care, nu știu, întreabă la ce oră nu știu, jocul sau când plecăm, când se face deplasarea sau care e programul exact și asta poate să se întâmple până când ei fac uh, joncțiunea cu noi, cu echipa națională, pentru că acolo deja au programul, clar, fiecare îl primește și pe telefon, este afișat peste tot, este program care e foarte clar din prima zi până în ultima, de acolo totul e foarte limpede, adică este la un, la un click distanță. Dai pe telefonul, la el îl primești și să uite inclusiv la ce oră e masa, la ce oră e odihna, la cât e antrenamentul, la ce oră este jocul, deci... Dar uh... nu chiar așa ceva, să nu știi cu cine nu, joci. Nu se pune problema la așa adică, ceva. De atât amatorism. Deci, dacă eu aș... Uh aflau de un astfel de episod ca un jucător să spune să, se întrebe sau să mă întrebe. Da, sau... Nu pe tine neapărat. Probabil că da. eu aș face geanta de acolo să ca să plece și m-aș asigura că știi și toată lumea de ce a plecat. Înseamnă că nu ai respect pentru echipa națională și nu simți cu adevărat ce trebuie să simți pentru un jucător care îmbracă și reprezintă echipa națională. Final, un mesaj către fanii naționali. sunt alte generații, sunt jucători un pic mai superficiali, adevărat. Sunt un pic mai boemi, sunt un pic mai, nu știu, așa, fanteziști, mai focusați pe alte. Mai auzit de jucători care stau și joacă pe un joc sau PlayStation? Dar ma, da, manele ascultați, la națională? sunt manele. Po Posibil unul sau altul să mai asculte, dar nu noi împreună. <rrafi> nu se pune problema de așa ceva, cu tot respectul pentru fiecare gen de muzică. Dar trebuie să învățăm să lucrăm cu generațiile astea, noi, pentru că așa sunt crescuți, așa sunt educați, unde uh, sunt efecte negative să încercăm să schimbăm treaba asta, dar în rest, ce să spun, că nu căutăm tehnologie. și noi suntem cu telefoanele în față, Eu suntem cu laptop în față, în fiecare antrenament, avem laptopul înainte de antrenament în față, îl avem după și ei stau cu laptopul și ei poate mai joacă cu un joc de plăcere, se mai strâng într-o cameră, joacă PlayStation sau ce se întâmplă la toate echipele de club, se întâmplă și la echipele mari din campionatele puternice, nu asta e de condamnat, nu acolo e problema. Problema e să nu amestece lucrurile. Când e odihnă, e odihnă, când e masă, e masă, când e antrenament, e antrenament, când excludem asta, le excludem. Un ultim gând și un mesaj pentru fanii naționale care sunt mega importanți. Uh, mesajul e clar. Sunt foarte conștient că s-a pierdut încrederea în, în, din multe puncte de vedere. Dar asta nu s-a întâmplat ieri, alaltă ieri sau acum în trei luni. S-a întâmplat în an de zile. S-au ratat calificări. Uh, N-am mai fost prezent la turnee final. Și cătorii noștri în continuare spun că au probleme, mulți dintre ei. Și atunci automat că s-a pierdut și încrederea. Dacă ne pierdem încrederea și nu mai venim altor de echipa națională și eh, renunțăm la munci în sensul la, la a spera, la a visa chiar, e prima condiție ca să nu mai avem nicio șansă efectivă. Și atunci apelul meu este următorul. Echipa națională are nevoie de ei mult mai mult decât probabil chiar ei conștientizează. Echipa națională este într-un fel cu ei în tribună și altfel fără ei în tribună. Echipa națională are nevoie de de acest val de totuși de încredere și de susținere, pentru că dacă ei fac asta, automat echipa națională are o șansă în plus pentru succes. Multă baftă! Doamne ajută să ne calificăm și să ne califici la Europene. Îți mulțumesc! Să dea Dumnezeu! Și eu îți mulțumesc! A fost o plăcere să, să fim împreună și să dea Dumnezeu să ne regăsim după calificare Doamne astăzii. ajută!